Bună dimineața, dragii mei copii și prieteni! Bine ați venit la un nou vlog! Astăzi sunt puțin mai amețit așa, pentru că nu găsesc rostul aici pe insulă. Este ajunul Crăciunului și aici Crăciunul nu se simte în absolut niciun fel. Dar pentru că prietenii mei sunt plecați și astăzi la diving, eu nu m-am mai trezit să merg cu ei de dimineață. Vreau să merg prin oraș să văd cum se simte atmosfera asta de Crăciun aproape inexistentă. Și se iau două cadouri. Iar clipul de astăzi este dedicat Crăciunului în insule exotice. Mi-e dor puțin de familie, mi-e dor de masa de Crăciun. Eu asociez Crăciunul cu bradul împodobit, ăla pe care mi-l fac eu așa cum îmi place, cu sarmale și mâncare în general și cu cadouri. Dacă din astea trei găsesc un brăduț, o să fiu încântată. Dacă o să reușesc să iau un cadou, o să fiu iarăși încântată. De familie mi-e dor, dar o să-i sun mai de seară și o să le urez Crăciun fericit. Așa că stau aici în plantele astea, sunt foarte departe, pentru că mi-am cumpărat un microfon, așa că se vede. Și acum îl testez pentru prima oară. Aici este un site care se numește Lazada și care este un fel de AliExpress pe zonă. Și mi-am comandat astea ca și un cadou de Crăciun, mi-am făcut deja cadoul meu. Și chiar sunt curioasă să văd dacă funcționează, pentru că telefonul e foarte departe, sunt la cazare și mă duc în oraș să vedem ce găsim de cumpărat. Așadar, bine ați venit la vlog, Crăciunul în Koh Lipe, Thailanda. Vizionare plăcută! Gata, am terminat cu lavaliera, că era o tâmpenie. Și vreau să vă prezint pe noua mea prietenă, Elena, yee! Care a venit ieri în Koh Lipe. Cum se pare Koh Lipe? Minunat până acum. What's dar trebuie să mai imerați. Stai o secundă. Morning, my friends! How are you? Fine today? Yes? Bye. See you later. Thank you. Vino invers, că nu prind așa. Îi prindeam pe toți în vlogul tău. Da, ei sunt fanii mei, să știi că s-au uitat la clipuri. Leșin. Da. Ți-au urmărit vlogurile? Da. Vai, s-au uitat la alea și la ce s-au uitat ei mai mult? Alea cu zăpadă. Vai, nu cred. Da. Hai, voiam să te întreb, ce zici, dacă e primul tău Crăciun pe care îl petreci în țările calde? Da, fix primul și era și dorința mea cea mai mare, să fac Crăciunul pe o insulă. Da? Da, fix. Dar ce îți lipsește de acasă? Revelionul la fel. Îți lipsește ceva de acasă? Acum, dacă mă întreb, mă gândesc mai la mâncare. Da. Mai la sarmale și la salată d'ou. Asta am zis și eu. Mm-hmm. Mai devreme. Mm-hmm. Hai să mergem, mergem să vedem cum se simte Crăciunul în insulă. Hey. Let's go! Ia uitați aici că a apărut ceva ce pare a fi de Crăciun. Doar că aici Crăciunul se traduce prin... Cirei japonez sau ce sunt ăștia? Cred că e party ceva aici de seară. Da, interesant. Dar e chinezezi, zice o treabă cu Crăciunul. Da. A, uite aici ceva de Crăciun, ia uitați. Programul de Crăciun. Festive Sunset Cocktail. Gala Dinner. Live Music. A, asta e, așa. Welcome to the show. Lucky Draw, asta este ce? Tragere la sorți cu ceva? Și un DJ. Thai Classical Dance Show. Și cam asta e. Până pe la 11 e programul. Crăciunul e la 12. Ok. Hai să ne luăm și noi fete, da, Crăciun. Și eu. Așa ar trebui să mergem și noi. Da. Am ajuns pe faimoasa străduță aceea și în fiecare zi aceea stradă și ne îndreptăm spre 7-Eleven că am ceva de cumpărat. În primul rând, lumea e cam plecată, nu prea e nimeni, se pare? Mai grea pornirea mea. Da. Uite, pentru Crăciun asta ar trebui să fie o zicală bună. Să nu vă așteptați să întâmple ceva deosebit, asta nu se va întâmpla. Ah, mai făceam niște rotii de ăla. Ieri am mâncat rotii în sfârșit, dar nu am filmat, era pe seară. Și poate astăzi voi mânca din nou ca să vă arăt ce aia rotii. Rotii. Uite ce facem noi de Crăciun. Bineînțeles, ne costumăm. Eu mi-am luat cu verde. Ei două. Iau, da, pentru și pentru Laura. Să ne costumăm de seară, nu? Corect. Tu for me.
Da, bine? Da. Se potrivește cu verdele de pe tricou. Foarte bine. Iau ceaiul. Thank you. Gata, mi-am luat minune. Aici e 1500. Deci minunea asta este ceai verde cu lapte. Și cu... Sunete de Thailanda. Ceai verde cu lapte și cu lapte condensat și cu boba. Ați jos aici. Boba, să gustăm. Mm. Dar nu, că nu pot să las muzica asta de seamă de pe la restaurant. De ce să credeți? E muzica de Crăciun! Mergem acum la Castaway din nou. Să facem o pauză în plimbarea noastră. Uh-huh. Arată un pic dubios la intrare. Dar să știi că aici am văzut că au pomișor de Crăciun, deci o să fie cu Crăciunul. Astăzi ar trebui să fie. Uite, aici este Londrei. Uite, așa se spală hainele noastre. Am dat și niște haine azi la hotel. Aici vor sta așa cumva. Ia uite câte sunt pe aici, e plin. Visele e singur, nu? Sau nu, sper că mi le aduce. Ia, ce e în asta aici? Nu te cred. Are carne, că de șin. E pește. E pește pe lângă hainele puse la uscat. Ale turiștilor bănuiesc, nu cred că sunt locul. Asta zic. Uite aici cum trăiesc ei în cociubițe de asta. Și deodată, de nicăieri, apare acest resort foarte frumos. Asta e contrastul maxim aici. Sărăcie lângă bogăție. Și pe poartă am intrat. Vreau să-ți văd fața, fața vreau să văd. Uite, astea-s bungalouri. Prietenii noștri au stat aici anul trecut și mi-a povestit că aici partea de jos este doar o baie și este deschis totul așa, adică nu poți să intri în dormitor care e în sus decât dacă treci prin baie. Nu cred. Da, și dacă ești gen, na, nu cuplu sau nu prea deschis, să zicem, da. Nu e chiar potrivit. Și uite, acolo este plaja Sunrise. Oh, nu cred. Nu se vede. Vai. Vezi? De ce n-am vrut eu să mă bag aici în apă? Că acolo e adâncă tare și sunt valuri. Am urcat aici la terasă ca să stăm pe chestiile astea thailandeze. Sunt foarte thailandeze chestiile astea, peste tot stai așa pe ele. Și aici am găsit, uite, Crăciunul cum se manifestă. Crăciun și aici ai anunț cu Christmas barbecue. Eu Crăciunul vreau să-l sărbătoresc începând cu o cafea, pentru că acolo unde stăm este doar cafea la plic. Mm, are gust de cafea. Ce bei? Fresh banana smoothie. E bun? Foarte bun, foarte recomandat. Cafea e ca o cafea. Uite așa meniu de Crăciun facem. La dublu. Cartofii aici sunt destul de rari și na, trebuie să ne arată. Uite, ce sunt mai mari. Ia, vezi, e bun? Crăci tu ulei de palmier? Nu, pătrează. Are gust. Coconut oil. Oh, frite. Bine, de măcar sunt pierzi. E pentru că mă răcut măcar tot pierzi aici în presenție. Da. Am pregătit niște cadouțe. Sunt mai mult simbolice decât zi valoroase. Dar nu știu unde să le las. Ar trebui să le ascund undeva. Până când vin copilașii de la diving.
Și o să le fac o surpriză, că vreau să le văd și reacțiile, că nu cred că se așteaptă să primească nimic de Crăciunul ăsta, dar vedem. Hai că le ascund. Perfect. E foarte cald astăzi de Crăciunul acesta. Nu e așa de cald cum n-a fost niciodată niciun an. Și mai stau aici un pic la umbră până să mă duc să mă bag în apă un pic, că vreau să-mi fac niște poze cu coronița asta nouă pe care o am și să le pun pe Instagram. Să se enerveze lumea. În rest e plictisitor Crăciunul. Nu se întâmplă nimic deosebit, după cum vedeți. Dar nu, ne bucurăm de ce avem. Nu zic, nu? Frumos. Cine își face o poză de Crăciun la plajă? Gata, avem poză, mă duc să pun telefonul, că nu mă mai bag el în apă, că mi-e frică. Să fac o baie de Crăciun! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Crăciunul continuă, dragii mei. Mergem să mâncăm ceva deosebit de Crăciun. Cum ar fi? Niște bruschete. Atâta se poate, este cel mai apropiat gust de casă. Și mi-e poftă tare de bruschețele. Păi jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Hai, aici la apă, aici, nu vrei? Trage-o la, uite acolo. Am găsit aici o chestie pentru asta. Și Crăciunul nostru începe cu... Cheers! Un... Leo, norocean. Aceasta trei feluri de bere, că tot am zis, Chang, Singa și Leo. Dar vezi că tot Singa Corporation face și pasta. Nu știu, dar asta mi-a plăcut mie mai mult. Cum îți place? Mi-am luat și o porție dublă de bruschete, că de ce nu? Sărbătorim aici frumos Crăciunul, cu pâine groși. Our brother! Ai văzut pe our brother? Deja ești pe tot. Nu, dar avea cornițe. Da, am zis că știi. Nu. Nu cam de-aia încă să mă spasă la bloc. Am scăpat și pâinea asta aici. Da? Nu se găsește pâinea în asta. Păi au venit copiii de la not. It's Santa Claus today. Don't you know it's Christmas? Why don't you have a Christmas hat? Why? You don't want to talk in my vlog again? Hi! Hello! Zi de Christmas! Vine Santa? Santa's coming? No, it's today. Which nu-i azi. L-ați mai cunoscut pe Grinch? El este. Aveți dumneavoastră, aveți un tricou cu diving, de asta? Da. Aveți dumneavoastră tricou din asta cu diving? Avem și noi. Nu ne-a dat anul nimic, bă. Nimic nu ne-a dat anul ăsta. Ea l-ai cumpărat din banii tăi? Nu. Ți l-a dat? Asta am trecut. Ah. Ok. Ce ai făcut? Nimic! Ce zis am făcut? What? I don't know. Tomorrow is Santa. No, it's today. Tomorrow. The pink one is mine, no? That's all I could do? Come on. Thank you. Yeah, but you have to open it. No? You have to put something inside to drink? Yes. It's tequila. Oh.
Tequila for Christmas. You don't seem very happy. Santa was here. What? Tomorrow is coming Santa. No. 24th Santa is coming. No. And 25th you wake up to see under the tree what Santa brings you. No. Santa was in town today and got something. Look, look, just look. It's funny? No? Not funny? From the store. No. From the store. You like it? Yes. Yes. Okay, yes. Bye. Okay. A day or two ago, I thought I'd take a ride. A venit seara și ne pregătim de party de Crăciun. Chinezesc, japonez, ce mai contează? Hei! Wee! Yes, like this. Wee, Merry Christmas! Și asta este urarea supremă. Merry Christmas. Yes. Hey, Merry Christmas. Merry Christmas.